Bună și bine ați venit pe acest canal. Mai întâi de toate, vreau să vă mulțumesc din inimă pentru că ați ales să vă abonați la acest canal. Nu fac lucrul acesta foarte des, dar presupun că v-ați dat seama pentru că atunci când una dintre voi mai comentează, îi răspund cu drag și apreciez fiecare comentariu pe care îl faceți în dreptul videoclipurilor. Cum vă spuneam, vă mulțumesc din toată inima, vă sunt recunoscătoare și dacă vreți și astăzi să stați cu mine până la finalul acestui clip, vă mulțumesc din suflet. Am aici câteva produse pe care eu le consider de folos și de care m-am îndrăgostit. Produse favorite. Nici nu le-am numărat, nu știu câte sunt, dar o să vi le prezint așa cât de scurt pot eu pe fiecare. Nu vreau să vă plictisesc și să vă țin foarte mult. Și să încep cu recipientul acesta mai mare. E vorba de gelul de duș din gama Avon Senses. Toate gelurile din gama aceasta sunt foarte bune. Dacă nu le-ați încercat, dați-le o șansă. Superbe! Acesta este cu magnolie și bujor. Și are culoarea aceasta lila. Un aspect așa sidefat. Nu este foarte, foarte uscos, foarte gros, dar nici foarte lichid. Un gel de duș extraordinar de plăcut. Miroase a proaspăt, a curat, a flori, a o grădină parfumată, plină de flori. Superb acest. Nu este un gurmand, dar parcă îți vine să-l mănânci. Extraordinar de fain. Mirosul se păstrează, nu foarte mult, dar nu țin neapărat ca mirosul să rămână pe piele, mirosul unui gel de duș, pentru că după duș venim cu alte produse complementare, ca spray de corp, loțiune de corp, parfum, știu eu ce mai folosește fiecare. Următorul produs este acesta din gama Balea, de la DM, o cremă de corp calmantă după epilat. Are 125 de ml, este cu aloe vera și magnolie. Aveam o problemă cu iritația după epilat. Îmi era și frică să mai folosesc acest procedeu pentru că 2 zile nu puteam ieși din casă. Vreau să vă spun că mi-am luat curajul și am folosit această cremă și pe față. Deși ea este pentru corp, eu am folosit-o și pe față și după o oră am putut ieși din casă. Nu, tenul nu mai, nu se mai irită pielea corpului, a tenului. Extraordinar de bună această cremă, această loțiune, cremă, așa îi spune. Dacă nu ați încercat-o, are un preț foarte mic. Are și un miros plăcut. Nu e exagerat de parfumată, dar treaba pe care o face această cremă este wow, super. Și o să le las tot aici. Tot un recipient mare. Ignorați această pată, cred că este de la un produs de machiaj, nu-mi dau seama. Este un gel de curățare din gama Anew de la Avon, cu cărbune, extract de cărbune. Foarte bun acest gel de curățare. Nu irită fața, nu irită ochii, nu mă ustură ochii deloc, nu usucă fața, tenul, deci este super, super acest gel de curățare și dacă îl găsiți la ofertă, poate fi un preț foarte bun și accesibil tuturor. La preț întreg acesta este 35 de lei. Eu am prins o ofertă cu 1 plus 1 gratis și am mai avut și discount de reprezentant maxim, așa că
M-am bucurat și cred că este destul de accesibil. Următorul produs este acest oțet de clătire. Așa se cheamă el, oțet de clătire. Clătire. Știu că se mai găsește la Yves Rocher, pentru că de acolo este acesta, și oțet de clătire cu zmeură. Acesta nu are zmeură. Este un fluid pe care îl folosești după ce ai pus toate produsele de curățare în păr sau, știu eu, șampon, mască, balsam, ce mai folosește fiecare. Te clătești cu acesta și apoi mai vii odată cu apă și clătești părul bine. Dă părului un aspect strălucitor, sănătos, se descurcă foarte bine părul și este extraordinar de plăcut. Dacă nu l-ați încercat, puteți să o faceți. Nu știu exact prețul, pentru că eu l-am primit cadou de la Oriflame, dar nu cred, de la Yves Rocher, cer scuze, dar nu cred că este un produs scump. Următorul produs este un parfum. Nu se putea să nu fie și un parfum în acest videoclip. Sur la Land de la Yves Rocher. Un parfum de care m-am îndrăgostit. La fel, l-am primit cadou de la ei, la o comandă. Foarte plăcut. Are note de mușețel, iasomie, alge și note lemnoase. Puține note, destul de persistent, plăcut, puțin dulce, floral. Super, super pentru primăvară și pentru zilele sau serile mai răcoroase de vară este perfect. Un alt produs de care m-am îndrăgostit și ia uitați cum l-am distrus pentru că am tăiat acest recipient este crema aceasta pentru protecție solară cu SPF 50 de la Optimals Oriflame. Un produs foarte bun. Am tot încercat produse de acest gen pentru ten și mai toate îmi făceau, nu știu cum să vă spun, frecăței. Cred că înțelegeți ce vreau să spun și nu găseam un produs eficient pentru tenul meu. Acesta mă mulțumește din acest punct de vedere, mă protejează și este și o bază foarte bună pentru machiaj. Foarte bună, are 30 de mililitri. Dacă găsiți produsul la ofertă, la Oriflame și cu discount de reprezentant, poate fi o variantă foarte bună pentru vara aceasta. Un alt produs, tot de la Oriflame, din gama Love Nature, este acest ulei cu arbore de ceai și lime. Este un ulei pentru coșuri, pentru un ten acneic. Dacă aveți probleme cu acnea, cu coșurile, vă dau bătăi de cap, se pune doar acolo, pe locul afectat și rezolvă imediat problema. Se usucă imediat coșul, seara îl aplicați și dimineața deja este vindecat locul. Foarte bun acest ulei, nici nu are un preț foarte mare, este spornic, are 10 ml și ajunge destul de mult. Un alt produs, de data aceasta de la Avon, este acest balsam sau ulei de buze cu ulei de cannabis. Oferă strălucire și calmează buzele. Foarte bun acest ulei de buze. Este așa, parcă ar fi tip gel. Este mai viscos. Dar dacă aveți probleme, vă sunt crăpate buzele sau aveți ceva, o iritație, este foarte, foarte eficient. Eficient,
poate fi și acest tender care pentru buze, dar pe lângă buze acesta poate fi eficient și pentru cuticule, pentru coate iritate, uscate, și nu știu, cu siguranță îl știți și voi, cutiuța cu minuni de la Oriflame. Acesta este cu fructul pasiunii. Are un miros așa subtil, plăcut, îmi place foarte mult și este nelipsită de la mine. Am și două produse de machiaj și am aici două rujuri. Unul este de la Avon, acesta. Nuanța este Iconic și o să vă arăt rușul. Cred că am mișcat un pic camera, îmi cer scuze. Acesta este rușul, un nude foarte plăcut. Eu l-am cumpărat luna aceasta din Maven Magazin, 15 lei, un ruj cu puțină strălucire. Ia uitați, foarte drăguț. Destul de persistent, nu bubuie la persistență, nu rezistă foarte mult, dar faptul că îmi place foarte mult nuanța și cum arată pe buze, am trecut peste problema rezistenței. Iar atunci când îmi doresc ceva care să reziste mai mult pe buze, îl am pe acesta de la Oriflame, color Unlimited Ultra Fix. Și am aici nuanța Ultra Nude. Dar eu sunt cu nude-urile. El arată așa. Cred că este apropiat. Da. Este aceeași culoare. Aproape. Puțin mai deschis. Acesta este mat. Dacă acesta este lucios, acesta este mat. Rezistă foarte bine. Hidratează. În general, rujurile mate usucă buzele. Cel puțin asta este părerea mea. Acesta nu. Hidratează foarte bine buzele, rezistă foarte bine și este o nuanță cu care poți merge practic oriunde. Nu este strident și nu deranjează. Și un ultim produs favorit este acesta. Un aparat pentru masaj facial. Funcționează pe baterie, pe bază de baterie și se învârte de aici și se face masaj facial, bineînțeles. Foarte fain. Stimulează circulația, producția de colagen sau nu știu ce ați mai pus voi pe față, dacă sau fiecare. Ser, cremă, lucrează acolo la nivelul tenului și este și ieftin. Am dat pe acest aparat 27 de lei. De când l-am luat, l-am folosit aproape zilnic și sper să-l folosesc în continuare și să se vadă și rezultate. Tot ce pot să vă spun până acum este că îmi place. Da, și acestea sunt produsele pe care eu le-am descoperit de curând și îmi plac foarte mult. Dacă aveți un produs favorit, spuneți-mi în comentarii despre el. Dacă ați folosit ceva din, sau folosiți ceva din ce am eu, mi-ar plăcea să știu dacă aveți aceeași părere cu a mea. Dacă v-a plăcut ceva ce ați văzut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest videoclip. Și noi ne revedem, reauzim la un videoclip viitor. Pa, pa!